Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi aici. Vreau să vă explic strategia din spate. De ce am vândut 3 locații către 5to go? De ce am făcut exact mutarea asta, mai ales că v-am făcut vlog acum 3 săptămâni și v-am explicat că o să vând. Dar acum o să vă explic strategia noastră, pentru că și ei doar ce au făcut publică treaba asta. Au dat anunțuri pe la ziare cum că au preluat activitățile Take 5 Coffee din Constanța. Însă nu e chiar în totalitate adevărat. Sunt cuvinte vagi. Noi am păstrat locația principală cu care am început, iar 2 locații le-am dat deja în franciză, una din Constanța și una din Sibiu. Dar înainte de asta, lasă un like la clipul ăsta dacă îți place cumva cafeaua. Hai să începem cu începutul. 5to go are o istorie destul de cunoscută în România, fiind cel mai răspândit concept de cafenea de la noi din țară. Chiar dacă Starbucks este practic lider de piață cu 2% din cota de piață, ceea ce este imens, ei sunt un concept de succes care demonstrează practic că și la noi în țară se poate face treaba. Și pentru că a venit pandemia acum un an și ceva, noi trebuia să ne adaptăm la piață, pentru că s-au schimbat total comportamentele consumatorilor. Pentru că am văzut o grămadă de falimente pe piață, inclusiv Starbucks a închis peste 1300 de locații permanent. Au fost falimente inclusiv de la McDonald's, inclusiv de la Ted's Coffee, care este și el un proiect românesc foarte mișto. Și nu mai zic de jucătorii mici care aveau una, două locații care trebuie pur și simplu să închidă. Tragic, asta este. Noi am făcut tot posibilul cu 9 locații să rămânem încă pe piață și am scăzut cheltuielile. Cum am putut, am vorbit cu proprietarii, am scăzut toate costurile și bineînțeles, erau unele locații mai bune și altele mai proaste, dar ne-am chinuit să ținem capul la suprafață. Și în timpul ăsta vedeam că Bubble Waffles făcea în continuare bani, deși uneori eram închiși sau uneori a trebuit să modificăm programul. Și inclusiv locația noastră principală, Take 5 Coffee, mergea foarte bine încă, pentru că era poziționată pe promenadă, dar avea și instituții de stat pe lângă, avea 2 licee, un tribunal și inclusiv primăria din Constanța. Iar conceptul este compactat pe 50 de metri pătrați, care este cel mai optim pentru noi. Avem și o aplicație digitală unică care a prins foarte bine în rândul tinerilor, însă în ultima perioadă, bineînțeles că tinerii nu au mai venit la școli. Iar toate locațiile noastre mici erau poziționate strategic lângă școli sau universități. Și totul mergea excelent. În 2 ani de zile am ajuns de la 3 locații la 12 locații, inclusiv cu cele de vară. Eram oarecum pe val și nimeni nu s-a pregătit pentru o pandemie. N-aveam cum să deducem că se va întâmpla vreodată chestia asta. Și asta este, în afaceri întotdeauna vor exista neprevăzute, oricât de solide și tu financiar sau pe marketing sau pe concept. Dar atunci când vine greul, contează ce faci în momentul ăla, nu ce ai făcut până acolo. Deci cea mai bună calitate pentru un antreprenor este să fie adaptabil. Dacă nu este adaptabil la piața care este oricum într-o continuă schimbare, mereu va da faliment. Și asta este o lecție pe care pot să o dau cu încredere către voi. Când lucrurile merg foarte bine, nu deveni euforic. Este posibil să se întâmple exact opusul după aceea. Pentru că în momentele alea îți scapă perspectiva. Crezi că nu se poate întâmpla nimic negativ și uite așa, atunci când vine negativul, te-a prins și dacă nu ești pregătit, Doamne ajută, am evitat la limită falimentul, însă am fost pregătiți în fiecare moment pentru el, pentru că deja ne făcusem un plan de rezervă. Am făcut inclusiv un audit plătit pe ambele concepte, și Bubble Waffle și Take 5 Coffee, ca să vedem care sunt punctele slabe și punctele forte, dacă putem să mergem mai departe. Și perspectiva principală la care ne-am uitat este una singură, cea mai importantă a fost exact nișa de piață, despre care am tot vorbit aici. Ce naiba înseamnă nișa de piață? Ce înseamnă să te poziționezi corect pe o nișă de piață? Păi hai să luăm un exemplu foarte logic. O nișă de piață este bazată pe cel puțin o nevoie a oamenilor. Hai să ne gândim la o piață din aia de pe vremea părinților noștri când erau mici. Duceau la piață să ia pâine, să ia lapte, să ia carne, să ia ouă. Fiecare avea câte o tarabă cu chestii de genul ăsta. Ei, apoi piața asta s-a expandat la nivel local, după aia la nivel național și apoi la nivel mondial. De ce? Gândește-te în momentul ăsta câte tipuri de lapte sunt pe piață. Pentru că a venit unul cu o nevoie, care avea intoleranță la lactoză, a trebuit să bea lapte vegetal. Altul a venit: "Bă, mie nu-mi place laptele de vacă, vreau lapte de bivoliță." Altul a venit și a zis: "Bă, laptele ăsta e prea gras, vreau ceva de grăsat, nu știu, 0,1% să aibă, că e prea gras pentru mine." Și uite așa, pe o nevoie de genul ăsta s-a creat o nișă de piață foarte mare. Și asta observat noi, Bubble Waffles se situa pe o nișă foarte, foarte clară de dulce. Un răsfăț, un moft pe care ți-l faci o dată pe săptămână sau o dată pe lună, deci nu e pentru fiecare zi, atunci când te plimbi la promenadă cu familia, cu prietenii și vrei să-ți faci poză ca să-i anunți și pe ceilalți unde ai fost. Și bineînțeles, pentru asta îți trebuie un produs foarte arătos, ceea ce este. Deci bineînțeles să fie instagramabil și personalizabil, nu ca la cofetărie. La cofetărie când te duci știi clar că ai savarina, ai eclerul, ai amandina, doar asta poți să ți le iei. Deci dacă vii la Bubble Waffles data viitoare, primești alt produs pentru că ți-l umpli cu ce vrei tu. Și piața din România nu este deloc dezvoltată la capitolul ăsta, ceea ce nu știam până n-am făcut auditul. Acum vreau să te gândești puțin la toate food court-urile din mall din țară. Avem McDonald's, KFC, avem Spartan, avem Salad Box, toate conceptele astea mari de mâncare, le găsim cam peste tot. Dar zi-mi un concept de dulce, concept de dulce, da? Pe care îl vezi pe lângă toate conceptele astea mari, prin orice food court. Exact, când m-am gândit la chestia asta, nu mi-a venit niciun concept mare de genul ăsta. Și am zis, ok, este o nișă liberă, putem să fim noi conceptul ăla care este prezent pe lângă mâncare. Bineînțeles, mai găsești câte o gelaterie, câte o clătitărie, însă nimic ca și concept mare, cum vezi de exemplu McDonald's sau KFC sau Salad Box. Ok, focus, avem o nișă goală de piață. Hai să o umplem. Apoi am făcut auditul ăsta ca să vedem nișa de piață pentru Take 5 Coffee. Și am dat de tot felul de branduri locale, regionale sau naționale. Și era o piață foarte, foarte dezvoltată. Având și Starbucks, și Tucano, și Meron, și 5to go, și Ted's, o grămadă
grămadă de concepte cu care noi trebuia să ne luptăm ca să câștigăm cotă de piață. Și uite așa ne-am dat seama că ar trebui să luptăm pe mai multe fronturi deodată și nu este ok. Bineînțeles că pe asta am învățat-o din istoria celui de-al doilea război mondial. Nu-i așa, Germania? Așa că a trebuit să facem o alegere. Dacă vrem să construim pe termen lung, pe o nișă goală de piață, ne focusăm în primul rând pe Bubble Waffle. Și în al doilea rând, ok, ce putem să facem cu cafenelele, pentru că suntem foarte pasionați de cafea. Așa că am purtat discuții și cu Ted's Coffee și cu Five to Go, dacă e cumva să aducem noi brandurile aici local și să le extindem. Pentru că asta este misiunea noastră. Vrem să creăm un lanț, nu neapărat o cafenea sau două sau cinci. Dar varianta cea mai bună pentru noi a fost să ne focusăm pe un singur proiect și mai încolo, după ce îl ducem la maturitate pe ăsta, putem să luăm altceva separat. Deci clar, Bubble Waffles are nișa pregătită, hai să construim acolo. Și să lăsăm partea de cafea pe plan secund, pentru că dacă vrem să deschidem sute de cafenele, ceea ce vrem în continuare, putem să fuzionăm mai încolo cu un brand. Este mult mai simplu pentru toată lumea. Plus că ai un partener foarte de încredere. Bineînțeles că nu am renunțat în timpul ăsta la conceptul nostru, este posibil inclusiv cu el să mergem mai departe, dar să avem măcar ceva lateral. Adică mai multe opțiuni din care să alegem, pentru că misiunea noastră este aceeași. Deci pe termen scurt și mediu a trebuit să luăm o decizie cu locațiile noastre micuțe, care erau în total 3 la număr și se situau toate pe lângă școli. Și aveau un medie undeva la 18-20 de metri pătrați, ceea ce erau deja 5 go-uri. Pentru că, am zis mai devreme, conceptul nostru era compactat pe 50 de metri pătrați. Era cel mai optim. Faptul că se bazau pe școli a fost, bineînțeles, un trigger important pentru noi, pentru că am considerat că școlile nu-și vor mai reveni niciodată la programul dinainte. Asta este strict părerea mea și poate fac un vlog separat despre asta. Așa că am considerat că locațiile astea sunt mult mai potrivite pentru 5 to go și am zis mai degrabă să le vindem către ei decât să preluăm noi franciza și să plătim redevențe și să mergem iar în două direcții. Iar nouă ne place conceptul 5 to go de când a apărut și a găsit o nișă foarte clară de piață și a făcut business ca lumea din el. La fel cum am început și noi cu Bubble Waffles de pe acum. Și tocmai pentru că preferăm locații mai mari, care au profitabilitate mai bună și au clienți mai mulți și au încasări mai mari, ceea ce 5 to go practic sunt locații micuțe cu profitabilitate micuță, dar șansa să extinzi mai mult pe mai multe locații în oraș. Deci asta este nișa pe care noi am vrut să mergem și fiecare antreprenor va trebui să aibă o nișă clară de piață pe care să construiască. Dacă te lovești de concepte prea multe sau prea mari sau amândouă, o să ai probleme foarte mari în extindere. Pentru că atunci când o industrie merge bine, cum era Horeca înainte de pandemie, toată lumea deschidea cafenele și urmării, plăcintării, întotdeauna vor apărea în momentul ăsta și jucători micuți care pur și simplu vor fi expulzați de pe piață de jucătorii mari. Așa că am decis să ieșim parțial cu riscurile de pe piață, dar să fim și plătiți pentru asta. Și bineînțeles, eliminând riscurile astea continue ale pandemiei, pentru că urmează valul 4, valul 5, nu se termine așa deodată. Pentru că tranziția asta deschide foarte multe uși importante și pentru noi, în timp ce alții se uită la competiție ca la dracu. Mie îmi place întotdeauna să mă uit ca la niște parteneri care ajută la educarea pieței. Cine poartă ură competiției și încearcă să-i denigreze mereu și să-i înjure, își semnează singuri sentința, pentru că orice ar fi, nu tu ca antreprenor decizi. Piața întotdeauna decide ce vrea să cumpere. Un alt motiv principal care a ajutat la decizia asta a fost exact ăsta. Ok, care sunt competitorii? Păi avem și Starbucks, și Tucano, și 5 to go, și Meron, și Narcoffee, și Ted's Coffee, plus branduri locale în fiecare oraș mare unde te duci. Deci am 15.000 de competitori cu care trebuie să mă lupt. Pentru că pe plan local, în Constanța, noi am făcut educația pieței, am ajuns de succes, suntem printre primele cafenele din Constanța. Ne-am făcut treaba, am știut cum să o facem, însă de acum totul se împute. Dacă vrem să mergem național, ceea ce vrem, pentru că nu vrem să rămânem doar local, pentru noi nu mai funcționează așa că trebuie să luăm o decizie. De când am început în afacere, am zis, bă, eu vreau să ies internațional, nu mă interesează, orice concept, trebuie să-l creștem și să găsim soluții ca să ieșim, să aducem și noi bani în țară, așa cum au venit ăștia la noi în țară să ne cumpere afacerile și să ne pună sclavi la noi pe teren, să se folosească de forța noastră de muncă și apoi să-și care profiturile la ei în țară. Deci, nevrând să rămân doar pe plan local, a trebuit să mă uit pe plan național care sunt competitorii și cât de mari sunt ei. Și am făcut apoi un calcul simplu, ce valoare are fiecare companie care conduce un concept de genul ăsta. Unele valorează sute de mii, altele milioane, deci eu ar trebui să strâng milioane de dolari ca să mă lupt pe piața națională. Bineînțeles, să mă pot extinde mai repede decât ei ca să câștig cotă de piață, mergând în paralel cu vremurile astea pandemice care practic îmi ridică costurile și îmi scade vânzările. Și practic să las pe plan secund un concept care a făcut bani pe timp de pandemie, aproape la fel și deja are cerere națională, adică Bubble Waffle. Nu are sens, bro, doar pentru că tu vrei să fii adevărat, nu înseamnă că este. Dacă nici matematic nu are sens, înseamnă că nu ar trebui să o faci. Cel puțin nu acum, pentru că întotdeauna planurile se pot schimba. Dar aici intră adaptabilitatea fiecăruia. Și știu clar că am creat un concept mișto pe Constanța, altfel nu venea cel mai mare concept din România să ne cumpere locațiile. Și atunci strategia în vremuri grele nu este neapărat să renunți, ci să te adaptezi la vremurile respective. Adică să vezi exact ce merge și să te focusezi pe ce merge și să elimini ce nu mai funcționează momentan. Și exact asta s-a întâmplat cu locațiile mici pe timp de pandemie. Apoi să iei, bineînțeles, o decizie rațională, pentru că emoțional întotdeauna o să te bagi în faliment. Și bineînțeles este ok să ai și falimente, te învață o grămadă de chestii foarte bune, ceea ce niciun curs de business nu te va învăța. Și am închis o locație în București și una în Constanța de-a lungul timpului și am învățat o grămadă de chestii importante de acolo. Și am câștigat mult mai multe lucruri pentru că le-am închis versus dacă le țineam în viață și pur și simplu lăsam să ne sângereze compania din cauza lor. De-a lungul timpului ăsta, mai ales în pandemie despre care am vorbit, nu am vrut să riscăm
în viitorul celorlalte locații care mergeau foarte bine și, bineînțeles, echipei pe care am construit-o până acum. Echipa care este practic cel mai valoros lucru pe care poți să-l ai în compania ta. Și mă bucur că în timpul pandemiei am rămas doar cu oamenii buni și acum putem să construim sănătos pe viitor. Așa că în vremuri grele este bine să te retragi în cochilie, să coci foarte bine un plan pe termen lung și după aia să dai drumul la treabă de mâine, fără să mai aștepți. Și cât hate mi-am luat și o să-mi iau în continuare pe tema asta, nu prea mă interesează, știu clar că am făcut o decizie bună și o alegere înțeleaptă ca să-mi țin practic toți oamenii care contează alături de noi pe viitor. Și pe măsură ce creștem Bubble Waffles și ducem la maturitate și putem să ieșim inclusiv internațional, bineînțeles că putem să ne focusăm pe plan secund după aceea, o să avem mai mult timp, mai mulți bani, mai multe resurse ca să creștem și alt concept sau mai multe concepte. Deci, practic, pandemia a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru noi, ne-a clarificat exact ce avem de făcut pe viitor de acum încolo. Și bineînțeles, ne-a adus cu picioarele pe pământ, ceea ce fiecare dintre noi are nevoie să facă orice vise năstruși ce ar avea. Și ce a însemnat asta la bază? Păi faptul că putem să dezvoltăm inclusiv în vremuri foarte grele. Și orice ai spune despre una sau alta, inclusiv Five2Go este dovada vie că se poate construi ceva mare și în România. Nu trebuie să vină nimeni din afară să o facă pentru noi și noi să muncim pentru ei. Deci pentru mine, la fel ca și la Starbucks, a fost un loc de unde învățam lucruri versus dacă stăteam să-i judec. Că cafea ieftină, că locații prea mici, că nu am loc, că flat white prea scump. Așa că nu-ți pierde niciodată vremea pe judecat competitorii dacă vrei să construiești o afacere de viitor. Învață doar ce e mai bun de la fiecare în parte, dacă ai ce să înveți și lasă totul deoparte în rest. Așa că mersi că ai rămas cu mine până la final și ai îndurat atâtea explicații. Dă un like la clipul ăsta neapărat ca să transmitem informația la mai multă lume și un subscribe pentru că nu o să te streseze mai mult clipurile mele, dar în același timp ajută foarte mult canalul. Nu uita că ai o serie de dealuri foarte bune în descriere, de exemplu cartea Standardul Bitcoin cu 30 de lei reducere cu codul Notorious, ai un pachet de 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț, poți investi în Elrond prin aplicația Maiar unde și eu am investit bani, iar la fiecare 200 de dolari investiți primim amândoi câte 10 dolari. Și am dezvoltat cel mai complet curs de business pentru începători din România, unde învățăm inclusiv cum începem într-o afacere dacă nici măcar nu avem ideea, cum facem planul de marketing, cum găsim clienții, cum facem studiu de piață, cum facem un plan de afaceri, cum găsim, bineînțeles, finanțările și toate astea până ducem afacerea de succes și să muncească pentru noi, fie că e pe plan local sau național. Iar modulul 1 este complet gratuit, tocmai ca să vezi dacă informațiile te vor ajuta sau nu. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.